Majoritatea oamenilor au experimentat cel puțin o relație toxică. Totuși, de ce cineva poate fi un fost coșmar pentru o persoană, dar un partener perfect pentru alta? Există mulți factori care pot contribui la o relație toxică, inclusiv vârsta și stresul extern, care fac o persoană mai puțin capabilă să funcționeze într-o relație. Dar unul dintre cele mai mari motive pentru care o relație poate deveni toxică este o ciocnire imposibilă de personalități. Uneori, în cuplu, oamenii scot la iveală ceea ce este mai rău în celălalt. Iată -o, o detaliere a unora dintre cele mai toxice perechi, zodiacale, astfel încât să știi de ce anume se te ferești. Cel mai toxic pentru berbec este taurul. Berbecul și taurul își fac prieteni gros dar când vine vorba de relații romantice, acești doi nu ar putea fi împreună. Pe de o parte avem Berbecul care nu suportă să lase pe nimeni pe locul din față și pe de altă parte avem Taurul încăpățânat care nu suportă ca ideile lui să fie contestate. În acești doi se reunesc, formează o combinație deosebit de toxică de oameni cărora le place să dea sfaturi dar nu le pot primi. Pentru a înrăutăți lucrurile atunci când va veni timpul ca relația să se încheie, Berbecul se va retrage la vechile obiceiuri și va încerca să se facă nevăzut în timp ce taurul va cere o explicație. Acest lucru va duce la dispute nesfârșite fără niciun rezultat util. Cel mai toxic partener pentru Taur este zodia Gemeni. Taurul și Gemenii sunt nepotriviți în aproape toate privințele, în special în privința răbdării. În timp ce taurul este cunoscut pentru că poate gestiona aproape orice situație, Gemenii au nevoie de schimbare și stimulare constantă pentru a fi entuziasmați. Acest lucru poate duce la una dintre acele relații în care Gemenii fac tot ce le stă în putere pentru a-l determina pe taur să se despartă de ei, în timp ce taurul așteaptă ca relația să se îmbunătățească. În cele din urmă, ambii își pierd timpul. Cel mai toxic pentru gemeni este capricornul. Când gemenii iubitori de distracție și lipsiți de angajare intră într-o relație cu capricornii de încredere care fac liste de lucruri de făcut, rezultatul poate fi unul dezastru. Gemenii se bucură de spontaneitate în timp ce capricornii o disprețuiesc, ceea ce înseamnă că este aproape imposibil să planifici o întâlnire de care ambele semne să se bucure. În timp ce capricornii vor să ajungă la restaurant oran cu 10 minute mai devreme, gemenii preferă să sară peste cină pentru a se plimba prin parc. Dorințele unei persoane o fac pe cealaltă să se simtă absolut mizerabil. Aceasta este definiția toxicului. Cel mai toxic pentru rac este vărsătorul. Racul și vărsătorul sunt programați să se dea cap în cap la fiecare nivel. Racul urăște să fie corectat, iar vărsătorului îi place să corecteze. Racul tânjește la independență, în timp ce vărsătorul prețuiește activitățile de grup și viața împreună. Racul nu vrea altceva decât să stea acasă pe ne Netflix, iar vărsătorul să fie la concert. Orice relație dintre cei doi va exploda într-un torent de acuzații că o parte este prea rigidă sau cealaltă prea liberă. Cel mai toxic pentru leu este scorpionul. Există o potrivire mai proastă pentru un leu decât pentru un scorpion? Probabil că nu. În timp ce scorpionilor le place să-și petreacă zilele concentrându-se pe marile întrebări ale vieții, ei își doresc un partener care să se concentreze pe un singur lucru. Ei, Vei se simt îndreptățiți pentru multă atenție și laude, în timp ce scorpionii sunt reticenți în a acorda laude. Pentru a înrăutăți lucrurile, lei nu au nicio problemă să-și activeze farmecul și să caute laude și atenție în altă parte, lucru care îl va înnebuni pe gelosul scorpion. Această pereche este una dintre cele mai toxice din Zodia. Cel mai toxic pentru fecioară este pești. Toxicitatea unei perechi fecioară-pești se rezumă la un conflict central. Fecioara vrea ca peștii să nu mai fie cu capul în nori, iar peștii vor ca fecioara să li se alăture. Deși funcționează grozav ca prieten, este mai puțin probabil să funcționeze într-o relație romantică, unde este posibil ca ambii să devină pur și simplu frustrați. Cei visători dorește să fie scoți din lumea lui pentru a vorbi despre facturi. Cel mai bine este ca aceste două zodii să rămână doar de prietenie. Cel mai toxic pentru balanță este Fecioara. Aceasta este una dintre acele situații în care fiecare scoate la iveală ce este mai rău în celălalt. Fecioara critică, iar balanța nu pare de încredere în ochii Fecioarei. Ambele zodii au tendința de a-l face nervos pe celălalt, ceea ce poate duce la un comportament toxic. Cel mai toxic pentru sco scorpion este leul. Aroganța caracteristică leului va fi prea mare pentru scorpion, ceea ce va duce la ciocnire aproape constante între cei doi. Având în vedere flerul emoțional exploziv al ambelor semne, cuplul se ceartă în mod constant în timp ce iese cu prietenii. Toxicitatea lor le poate afecta apoi relațiile cu prietenii, care sunt mai puțin încântați că trebuie să-i audă la lupte. Cea mai toxică pentru săgetători este pești. Una dintre trăsăturile peștilor este capacitatea lor de a păstra ranchiună pentru o perioadă foarte lungă de timp. În timp ce săgetători este un semn extrem de iertător. Ei nu vor înțelege de ce peștii vor să reînnoiască lupta. Acest lucru duce la o mulțime de neînțelegeri fără sfârșit, care se inflamează cel puțin o dată pe lună, deoarece nu sunt niciodată rezolvate cu adevărat. Relatează clip pentru sănătate.ro